La întâlnirea pe care municipalitatea a organizat-o cu oamenii de afaceri din Roman, din mai toate luările de cuvânt ale celor care lucrează în sistemul privat, a reieșit faptul că mediul de afaceri românesc este efectiv îngenunchiat de politici guvernamentale din ce în ce mai proaste într-o țară în care se plătește mai bine nemunca decât munca. Sectorul privat în țară este aproape îngenunchiat. Dacă nu recunoaște lucrurile astea, e problema fiecare. Din păcate, eu ca și constructor depind în foarte mare măsură de investiții private sau de la autoritatea locală. Este o foarte mare problemă faptul că se fac licitații. Eu nu doresc să spun, trebuie să respectăm legea 100%, dar nu trebuie să mai mergem pe aceste licitații cu prețul cel mai mic. Avem exemple, nu cred că e cazul să vă spun, în care s-a licitat la preț cel mai mic, s-au făcut lucruri de foarte proastă calitate. Acest lucru, pe noi care vrem să facem niște lucruri bune, ne-au scos din competiție. Eu de asta v-aș propune, dacă sunteți de acord dumneavoastră, doamna vicepremar, care vă felicit, convocați oamenii politici din Neamț să stea de vorbă cu noi, să ne asculte. Pentru că, vă mai dau un exemplu. Câștigi o licitație, ai un proiect pe care nu poți să-l execuți și la nivelul constructorului sunt foarte mari probleme și intri într-o situație absolut în care presa bună dreptate vine și trage de gât, fiecare face tot felul de probleme, nu cred că e cazul să ne mai ascundem. Dacă vreți să facem lucrurile, haideți să punem punctul pe ei. Eu nu cunosc în detaliu bugetul la Roman. Din păcate, n-am avut timp să studiez. Dar făceam un studiu de caz anul trecut și am văzut că, cu tot respectul pentru cei care nu pot să muncească, dar eu am rămas absolut siderat de faptul că sunt foarte mulți bani care se dau pentru nemuncă. Dumneavoastră vorbeați de faptul că nu sunt oameni, nu vor să muncească. Asta e adevăr. Pe de altă parte, un om de caritate, un om care este bun meseriaș, nu poți să-l plătești cu mine pe economie. Trebuie să-i dai un salariu bun. De unde? De unde dacă se face prețul cel mai mic? În care ajung să licitez o lucrare la 7 lei ora manopera. De unde scoți un salar de 5-600 de euro? În România, din cauza unei legislații prost gândite, se ajunge la aberații cu efecte extrem de grave în societate. Eu cunosc aici, și salut pe toți colegii mei, dar cunosc constructori care știu meserii. Noi suntem profesioniști. N-am auzit ca cineva să ne întrebe pe noi, băi fraților, să demolați o clădire, monument istoric, sau nu e monument istoric, este de o valoare locală. O dăm jos. Ne-a întrebat cineva ceva, nu. S-a făcut, s-a dat drumul la treabă. Ok, e legal, nu comentăm. Dar vreau să vă spun că în Roman se fac lucrări neautorizate. După modificările care sunt la legea calității, este obligatoriu să fie lucrările, să fie conform legii. Se fac lucrări. Iar noi care suntem, știți care e un paradox? Noi care suntem cu firme, avem prețurile mai mici ca cei care lucrează la negru. Dar există o mentalitate care spune, nu lucrez cu firma pentru care plătește foarte multe taxe și îmi crește mie valoarea. Dar nu e adevărat. Asta eu cred că v-aș ruga, dacă să vă faceți un obicei din punctul ăsta de vedere, să ne chemați mai des, să vă consultați cu noi, pentru că noi suntem oameni care suntem implicați în Romanul ăsta și vrem să mergem înainte. Într-o țară cu o fiscalitate năucitoare, cu instituții de control agresive, cu o legislație proastă și aberantă, s-a ajuns la situația în care sectorul privat, cel care susține tot ce înseamnă sănătate, învățământ, cultură, firmele private să se închidă una după alta, fără ca acest lucru să îngrijoreze câtuși de puțin clasa politică din ce în ce mai ruptă de realitate.